Hernia de disc este o boală degenerativă a discurilor intervertebrale care se manifestă prin ruperea inelului fibros și ieșirea de material discal în canalul vertebral, rezultând într-o compresiune a măduvei sau a nervilor și, în consecință, simptomele neurologice aferente, cu dureri radiculare pe mână, pe picior, în funcție de nivelul la care s-a întâmplat. Hernia de disc se diagnostichează în primul rând în baza simptomatologiei clinice. Dacă îți vine un pacient cu durere de șale care îi coboară pe un picior sau la nivel cervical îi merge pe o mână, cu un traiect radicular, astea sunt primele indicii că există o afectare radiculară și cea mai comună cauză a unei afectări radiculare e o hernie de disc, urmată după aceea de efectuarea unui examen remene. Conform statisticii, 80% din persoanele cu hernie de disc simptomatică după 6 săptămâni de tratament medicamentos scapă de simptomatologie și nu necesită intervenție chirurgicală. Cei 20% care rămân sunt cei care au dureri radiculare extrem de puternice ce nu răspund la tratament medicamentos sau care au un grad de pareză asociat. Atunci e o indicație chirurgicală absolută. Pregătirea pre-intervenție chirurgicală în cazul herniei de disc implică pregătirea pentru anestezie generală standard, nu e nimic complicat. Se fac un set de analize uzuale de sânge pentru a verifica parametrii cei mai uzuali, funcția hepatică, să ne asigurăm o hemoleucogramă, să ne asigurăm că coagularea sângelui este în bună regulă și în funcție de vârstă se verifică și alte organe care pot să fie afectate, cum e inimă, plămân. Procedura chirurgicală în hernia de disc e după standardul actual, o procedură minim-invazivă, percutană, care se face cu microscopul operator, folosind niște dilatatoare tubulare, cu incizii cutanate minime și scopul e de a pătrunde cât mai tiptil și mai puțin traumatizant pe țesuturile care ne stau în drum, care sunt piele, subcutanat, musculatură, până la nivelul canalului vertebral și a evacua hernia de disc. Durata intervenției este undeva la o oră, după care pacientul stă o noapte în spital, se externează a doua zi. Durerea de pe mână, picior, în funcție de unde e hernia, trebuie să dispară instantaneu. Recuperarea post-incizie este extrem de ușoară, fiind o incizie mică, nu sunt dureri, e mai mult o jenă la locul inciziei. Avantajul intervenției microchirurgicale de ablare a herniei de disc constă în durata de recuperare scăzută, dispariția simptomatologiei dureroase pe nervii spinali și reintegrarea în viața normală rapidă, comparativ cu a nu face nimic, în care pacientul riscă să rămână cu o durere radiculară cronică care să-l stâlpie toată viața.